Bună ziua, numele meu este Daniel Homoceanu și împreună cu colegul meu, Alexandru Sireteanu, vom prezenta câteva detalii legate de cityaudit.ro. Care se constituie simultan într-un site de prezentare a instrumentelor care le conține, a conținutului media, a proiectului care îl finanțează. În același timp, un suport pentru instrumente de analiză și un suport pentru conținut multimedia sub formă de tutoriale video. Deci, în același timp, și o modalitate de învățare. Plecând de la această piramidă a sistemelor informaționale în funcție de nivelurile de management, management operațional, management, nivel mediu și management strategic cu corespondentele, sistemele informaționale corespondente. Vom încerca o încadrare a City Audit. City Audit, prin prisma instrumentului de analiză care face exporturi în programele de calcul tabelar, poate fi încadrat și la nivelul al doilea, prin prisma faptului că servește unor scopuri decizionale datorită instrumentelor de analiză integrate. Poate fi încadrat cel mai bine la această categorie. În măsura în care este implicat și managementul strategic și sunt avute în vedere decizii cu caracter strategic, poate fi văzut ca având în comun anumite trăsături și cu sistemele informaționale executive, pentru conducerea executivă. Mai puțin poate fi încadrat la categoria sisteme bazate pe tranzacții. Acestea, dacă vreți, au cea mai frecventă utilizare în cadrul lanțurilor de supermagazine, unde se lucrează cu case de marcat, de pildă, care scriu în baze de date. Acolo poate fi vorba de sisteme bazate pe tranzacții. Iată un exemplu foarte accesibil. Evident, aplicațiile din ziua de astăzi sunt foarte puternic orientate către web și către internet. De aceea nu putem să nu încadrăm City Audit și prin prisma aplicațiilor web. În continuare îl voi lăsa pe colegul meu, Alexandru, să vă prezinte câteva detalii legate de această încadrare.